Pasă în spate, este Ganea. Ganea cu șutul. Oh, Doamne, Ganea! Oh, Doamne, Ganea, ce se întâmplă? O revenire spectaculoasă de la 1-0 în numai câteva minute. 2-1 pentru Viitorul Constanța în fața lui Dinamo, un adversar foarte greu. Un adversar foarte greu, dar acasă, în fața propriilor fani, nu dezamăgesc băieții la Viitorul. Încearcă să găsească o cale și șutul lui Ciobanu. Bara, incredibil, bara transversal, bara încă se zguduie. Oh, le-a trecut glonțul pe lângă ureche celor de la Dinamo. Un gol acum ar fi făcut, ar fi distrus șansele lor. Ei joacă la pariuri acum, joacă la pariuri băieții ăștia din staff, de la management. Au jucat la pariuri, au zis hai să băgăm pe acest Ștefan, cotă 200 să facă ceva. Imposibil, ce reacție să fie avut? Nici un portar din lume nu putea să scoată acest șut. Să vină Spania, să vină Germania, doar ca să-i refuz pentru România, frate, n-avem cum. Hei, salutare băieți, eu sunt Regd și bine ați venit la cariera în Liga 1. În sfârșit facem și noi o carieră în Liga 1. Mulți dintre voi m-ați întrebat pe TikTok dacă aș considera să fac și niște videouri în română și m-am gândit că cea mai bună oportunitate pentru asta ar fi să facem și noi o carieră în Liga 1 cu comentarii desigur în română. Dacă n-ați făcut-o deja, dați un subscribe la canal, apăsați pe acel clopoțel ca să fiți notificați când îți postez ceva nou și de asemenea considerați să intrați și pe canalul de TikTok pentru niște faze amuzante din FIFA. Ok, hai să vedem, manager career. N-am o idee foarte clară cu cine vreau să joc, ca să fiu sincer, chiar nu știu cu cine o să joc, dar ideal aș vrea o echipă din playoff, dar o să dăm random, o să dăm la nimereală, o să dăm chiar absolut la nimereală, pentru că nu vreau neapărat să aleg ceva de genul CFR Cluj sau Steaua, vreau să văd ceva la nimereală. Dar, ca idee, n-aș vrea să văd o echipă slabă, adică te rog eu, nu-mi da Academica Clinceni, nu-mi da ceva de genul ăsta. Ar fi cam greu pentru noi în această carieră să mergem cu o echipă de jumătate stea sau o stea jumate sau cutare Academica Clinceni. O să fie mult prea greu, mai ales dacă mergem pe Legendary, nici nu știu ce să zic. Okay? Naționalitate, știți bine, uite aici, eu sunt aici să reprezint România și desigur și în această carieră o să mergem pe România. România, n-am stat niciodată să-mi customizez așa caracterul prea mult, pentru că dacă aș vrea să pentru că nu o să fiu niciodată mulțumit. Cam asta este problema, nu o să fiu niciodată mulțumit. Ce îmi plăcea mie la PES, una dintre puținele chestii care îmi plăceau la PES era că puteai să uploadezi o poză. Puteai să pui și tu o poză, mă, ca omul, știi? Puneai o poză și gata, era fața ta direct acolo. Arăta puțin aiurea, dar măcar semăna cu tine, știi? Erai tu, era clar că erai tu. Dar așa, nu știu ce să zic, ajunge, n-arată deloc ca mine, dar aia e. Aia e, ce să faci, băieți? Și avem aici. Băieți, avem Liga 1 în România. O să dăm la nimereală aici, o să dăm la nimereală. În principiu nu vreau deloc să văd o echipă din play-out, vreau o echipă din play-off, o echipă cu care chiar poți să ai o șansă clară să câștigi campionatul pe Legendary sau ceva de genul ăsta. Adică vreau să văd și un CFR Cluj, un FCSB, ceva de genul ăsta, Craiova presupun, Astra, de ăștia. Adică echipe de genul ăsta care sunt ceva mai puternici acum în Liga 1 anul ăsta. Adică eu nu vreau să văd echipe slabe, nu vreau să văd Academica Clinceni, Chindia Târgoviște sau, Doamne ferește, Dinamo. Adică nu vreau să văd nimic. Bine, deși Dinamo, adică Dinamo sezonul ăsta, că n-am nimic cu Dinamo. Am fost la meciuri, am fost la Dinamo Atletico Bilbao, Dinamo nu e, știi, dar... sezonul ăsta o să fie puțin cam greu. Dinamo mi se pare că are 2 stele sau ceva de genul ăsta și CFR are 3. Dacă aș vrea totuși o echipă mai bună. Dar o să dăm random. O să dăm random, te rog eu mult, o echipă ca lumea. Vreau să văd o echipă din play-off, ceva ca lumea. CFR Cluj, FCSB, cam asta vreau să văd. FCSB ar fi fantastic, CFR ar fi incredibil, ar fi fenomenal un CFR Cluj, pentru că CFR-ul, să fim sinceri, ar fi chiar ușor pentru noi să mergem mai departe cu CFR Cluj. Dar hai să vedem la nimereală. La nimereală, hai să vedem ce ne pică, o să dau stop în 3, 2, 1, BOOM! Viitorul! Și ceva, Viitorul n-ar fi așa de rău, chiar n-ar fi atât de rău. N-ar fi așa de rău cu Viitorul. Viitorul, ar fi o chestie, știi ceva, aș accepta un Viitorul. Viitorul, ăsta este băieți. Viitorul Constanța, fondat în 2009, Viitorul Constanța este din Ovidiu și au obținut un campionat la un moment dat și au câștigat cupa
o dată. Deci au câștigat un campionat, o cupă, Viitorul, Constanța. Nu-i rău. Știi ceva? Viitorul, îmi place Viitorul. Din Ovidiu, sigur, mergem cu Viitorul. De ce nu? Este o echipă ok, 2,5 stele, cred că este ok. Ok, bine, hai să mergem cu Viitorul. Domestic success, high expectations. Deci astea sunt așteptările. Deci o așteptare destul de mare să avem domestic success. Deci trebuie să fim acolo, cam în top, pe podium. Continental success, asta e low, da. Pentru echipele din România, cam low. Pentru că, să fim sinceri, în Champions League și în Europa League e dificil, dar o să vedem cum o să facem. Brand exposure low, financial high și youth development high. Bugetul destul de mic, 2,8 milioane de pounds și... club worth este 14 milioane. Deci valoarea clubului este 14 milioane. Da, ce să zic. Currency, mi-ar plăcea să văd totuși niște euro. Euro ar fi mai interesant. Half-length legendary aici. Half-length 6. International job offers total. Așa și stadium, town park. Town park cred că este destul de generos pentru Viitorul Constanța. Ok. Și putem să participăm și în Europa League și în Champions League. Dar realistic vorbind, nu știu ce să zic despre asta, e chiar dificil, dificil. Hai să mergem mai departe. FC Viitorul, unknown manager appointed. So da, noi nimeni nu știe pe acest George Ștefan. Cine este persoana? Care ești, mă, tu, George Ștefan, care vii tu la Viitorul? Deci, unveiled their new manager, George Ștefan, to the press. Ok, deci am fost prezentat și nimeni n-are niciun fel de încredere în mine, pentru că de ce ar face-o? Sincer, chiar nu există niciun fel de motiv să ai încredere într-o persoană complet nouă. Cine este acest George Ștefan? Să sperăm că o să-și facă un nume pentru el, dar rămâne de văzut, cine știe, depinde de performanță, depinde de multe variabile, o să vedem. Așadar, cariera cu Viitorul, o să fie interesant, nu este chiar așa de simplu cum m-aș fi așteptat de la un CFR Cluj sau un FCSB, dar Viitorul, cred că avem o șansă reală la titlu. Cred că avem o șansă reală. Nici nu mai amintesc exact unde a fost Viitorul acum ceva timp, dar adică sezonul trecut unde s-a clasat Viitorul, dar cred că e o echipă destul de ok, nu? Ar trebui să fie. Ok, hai să vedem. Office. Ce avem la Office, la notificări? Să vedem. Deci, viziune, nu știu ce, introduce myself. Livi Costin este scouterul meu principal. Bun, Livi Costin și hai să vedem aici ca obiective. Deci avem obiectivele clubului. Din câte am văzut, nu sunt foarte multe așteptări decât de la echipa de juniori, de la youth development. Ok, să facem profit de 5 milioane de euro. 5 milioane de euro, nici nu este optimist. Ah, bine, de fapt în 3 ani. Ok, în 3 sezoane. Brand exposure, sell out at least 90% attendance, at least 50% of home. Da, deci bilete la meci. Trebuie să vină lumea la meciuri. Pentru asta probabil trebuie doar să câștigăm de parcă. Ar fi simplu, dar da, trebuie să jucăm foarte bine. Continental success, chiar n-avem nimic aici. Nu cred că o să putem să participăm în Champions League sau în Europa League încă, cel puțin în sezonul ăsta, dar o să încercăm să câștigăm campionatul și să mergem spre Champions League, sper, în următorul sezon. Ok, hai să vedem. Achieve a high finish. Ok, trebuie în Liga 1 să ajungem cumva pe podium. Nu trebuie neapărat să câștigăm campionatul, dar noi o să încercăm oricum. Avem încredere în viitor. Cupa Națională, să ajungem în sferturile de finală. Deci nici aici nu este o așteptare super mare. Adică îi zici acolo high, dar nu e tocmai chiar așa de high. Adică și la cariera cu Spurs, pe care o mai pun pe YouTube, avem niște așteptări incredibile, inumane. Să câștigi aia, să câștigi aia la altă, să ajungi cel puțin în semifinale, în Champions League. Și o să ceva gen, ce vreți de la mine? De parcă cum aș putea să fac așa ceva? Dar la Viitorul e mai ok. Finish with at least 3 million profit. Deci trebuie să avem 3 milioane profit la sfârșitul perioadei de transfer, primei perioade de transfer. O să fie interesant, o să vedem ce o să facem. Și important transfer market. Putem să și transferăm. Sezonul de transfer este deschis. Cam asta este transferul. Să vedem aici, pentru orice poziție avem niște talente nedescoperite încă. Avem Sorin Șerban, Vasile Constantin, Andrei Șerban, Bogdan Ilie, Bogdan Jica și Andrei Vlad. Interesant. Andrei Vlad de la FCSB, stați așa că nu e așa. Ok, Sorin Șerban, Vasile Constantin. De ce avem noi chiar nevoie? Cred că de orice, sincer, cred că de orice. Bogdan Ilie,
Mie mi-ar plăcea, eu în mare parte mă concentrez pe mijloc în general, nu prea pe apărare, mă rog, e mai așa, sau portar, nu mă interesează așa de mult, dar în mijloc și în atac chiar am nevoie de oameni, băieți, chiar am nevoie de oameni. Vasile Constantin, 21 de ani și este în poziția de extremă stânga, cu piciorul preferat al dreptul. Nu este foarte înalt, 1.74 numai, de la Universitatea Craiova. Andrei Șerban, 18 ani numai, dar oricum sunt promițători acești băieți. Bogdan Ilie, un pic mai înalt, nu foarte, dar este acolo. 1.77, 19 ani, Siam. Aș fi interesat de acest băiat de la Academica Clinceni. Am putea să-l furăm pe acest nou talent al României. Hai să-l vedem. Costin, îl rugăm să se uite la acest băiat. Ok, Bogdan Ilie, Sorin Șerban, am avea nevoie de niște, și wingerul ăsta, Vasile Constantin, sigur, sigur. Hai să încercăm și cu Vasile Constantin și cu Andrei Șerban, de ce nu? De ce nu? Și cam atâta, cred, Bogdan Jica, LB, nu prea am nevoie, Ștefan Vlădoiu, Gabriel Simion, CDM, interesant, e puțin mai înalt, 1.79, bun. Ștefan Vlădoiu, RB, chiar n-avem nevoie de defender, nu m-aș concentra pe defender deloc, dar Valentin Costache este extremă dreapta, hai să-l încercăm să-i dăm scout și acestui băiat, ok. Ok, hai să vedem, squad morale este mediu, desigur, Champions League nu prea ne interesează în acest sezon cel puțin, dar în următorul sunt sigur că o să participăm în Champions League, pentru că o să câștigăm campionatul, desigur, Corona Chelsea. Nu înțeleg, de ce mi-arată mie chestia asta, ce contează? Results of the draw. Avem vreo echipă, mă, din România care să fi calificat acolo? Vreau să văd și eu un CFR Cluj. Unde este? Nu există CFR Cluj, din păcate. Asta este, mergem mai departe. O să fie viitorul în 2020. Ca idee. În viitor o să avem viitorul. Viitorul excited about future with Stefan. Deci viitorul este absolut... viitorul lui George Stefan este promițător la viitorul Constanța. Hai să vedem. It's a surprising turn of events. Da, e absolut... nimeni nu s-ar fi așteptat la, la anunțarea acestui Ștefan la viitor Constanța. Nu se știe. It's unknown what other candidates may have been approached, with the chairman quoted as saying he's determined and we are confident his leadership can bring us the success we've been after. Okay, we interviewed other managers and in the end we felt that Ștefan was the best fit of our club, our players and the fans. The opponent of Ștefan is a huge gamble. Asta este. Deci ei joacă la pariuri acum. Joacă la pariuri, băieți. Ăștia din staff, de la management, au jucat la pariuri. Au zis, hai să băgăm pe acest Ștefan. Cotă 200 să facă ceva, dar încercăm cu el. Avem încredere. Si se poate. Da, se poate. Haideți, băieți. Ok. Și Ștefan, exciting ideas. Da, este un jucător. Da, este un manager în care avem încredere pentru că gândește altfel sau are o anumită creativitate, ești în comun, poate cam asta, pe asta se bazează. Este interesant ce au făcut băieții de la Fitor. Greetings Ștefan, Sturmgraz have shown interest in purchasing Bradley. Deci cineva este interesant de Bradley, acest Bradley de Neuer. Eu sincer nu prea știu jucătorii lui Vitorul, nici nu sunt sigur, dar overall 68, este oare bine? Nu știu, 68 e așa de slab, dar pentru Vitorul poate nu e așa de rău. Poate chiar îl folosim pe acest băiat, dar pentru 1,5 milioane de euro, știi ceva, am putea totuși, hai să dăm chiar așa, fără să știm nimic, eu accept chestia asta, accept 1,5 milioane, du-te la Sturmgraz, sigur, și Bogdan Iancu, nu, cine este, Gabriel Iancu, scuze, greetings boss, on behalf of the whole team, bine ai venit la viitorul, ok, sunt destul de entuziasmat legat de viitor. Cu viitorul. Ok, viitorul este destul de promițător pentru această echipă. Să vedem standings, n-a început încă Liga 1. În principiu, cred că ăsta este singurul campionat în care o să participăm anul acesta. Nu avem nimic, avem cupa, presupun, cupa ceva de genul ăsta, dar cam asta este. Liga 1, Cupa României. Nu cred că este în Europa League sau ceva de genul viitor. Chiar nu sunt sigur, dar vedem. N-avem nicio așteptare legată de asta, deci o să vedem. Transfer offer, și-au arătat interes, nu știu ce, ok, mă rog. În fine, hai să mergem mai departe, advance. Hai să vedem mai departe ce se va întâmpla cu viitorului. Avem o nouă notificare. Want to let you know that Cardiff City au vrut să dea, a fost de acord să plătească 1,1 milioane de euro clauză de reziliere pentru Sebastian Mladen și au început să negocieze cu el. Cum știi,
Așa cum știi, este decizia jucătorului dacă vrea să stea cu noi sau să se ducă la Cardiff City. Sigur, sigur, hai că vedem. Leicester Football Club, interesant. Ok, avem International Management. Da, ok, asta este mesajul generic, dacă faci treabă bună, probabil o să te cheme lumea pe la naționale sau ceva. Sigur, noi vom accepta România, chiar dacă să vină Spania, să vină Germania, doar ca să-i refuz pentru România, frate. N-avem cum să nu mergem pentru România. Huracan au arătat interes pentru Andrei Ciobanu, 930.000 de euro. Ce să zic, Andrei Ciobanu? Hai că mai vedem. Deci l-am vândut pe băiatul acesta, 1 milion. Ok, am făcut ceva bani de pe urma acestui transfer, avem 81, deja mi-a crescut cota. Să vină Real Madrid, să vină Barcelona să mă ia. Gata, ok, bine, hai să dăm advance, este iulie 2019, multe chestii de management, mai mult. Dinamo București, domne, primul meci versus Dinamo o să fie dificil, o să fie chiar super dificil. Altă ofertă pentru Paul Iacob, 180.000 de euro pentru Iacob. Nu știu ce să spun, o să mă mai gândesc la chestiile astea. 83, deja am 83, ce se întâmplă? Deja sunt gata, sunt pe target, gata, eu n-am făcut nimic și acum sunt deja 83. Cum se poate așa ceva? Îmi luat în final scout report pentru Valentin Costache, deja avem pe toți băieții ăștia, au făcut scout. Și să hai să vedem, Vasile Constantin, 63 overall, Bubacar Fofana, nu l-am, Luis Aurelio, are 30 de ani totuși, Mihai Căpățână, 23 de ani, Andrei Cristea, nu prea avem nevoie, sincer, de jucători, de goalkeepers sau ceva de genul acesta, Fomba Burama, de la Politehnica Iași. Interesant, este CB totuși, nu prea avem nevoie. Ștefan Bairam, n-ai cum să nu-l iei pe băiatul ăsta. Ștefan Bairam. Ok, Andrei Trușescu, Călim Popescu. Avem nevoie de băieți care să fie în față, sincer. Eu pe asta m-aș concentra. Ion Gheorghe, hai să-i dăm scout tuturor. Raul Castro, Mihai Căpățână. Vasile Constantin totuși, 63 overall, 63, trebuie să-mi văd echipa mai întâi, eu nu știu care e overall-ul echipei mele deocamdată, adică eu nici nu știu la ce să mă aștept de la o echipă ca Viitorul. 68, oh doamne, 60 și ceva, doamne ce jucători fenomenali, aoleu, 68, adică e foarte bine de fapt, stați așa, că nu e așa, e chiar foarte bine, dar avem nevoie de niște jucători mult mai buni decât atât. Ia să vedem, Leo Leroy. Da, dar unde sunt Junior Sam, Bia, Andreas Mircea Mihaiu, Andreas RM, am nevoie de de o extremă dreapta. Ok, dar unde sunt băieții mei? Vasile Constantin, 63 overall, ar fi interesant, dar valoarea aceea, 500.000 de euro, nu știu ce să zic, sunt niște valori din astea cam joase pentru FIFA, nici nu știu ce să spun, 59, chiar, doamne, ce sunt astea, Liga 1. E așa de slabă, din păcate. Gabriel Simion, domne, 65 overall, chiar poate fi folosit. Valentin Costache, 67 overall, stați puțin. 1 milion de euro, vai de cap, mă, 67, chiar nu putem să facem ceva mai bine cu 1 milion de euro decât acest jucător pe extremă dreapta. Doamne, 1.76 de la CFR Cluj, doamne, CFR Cluj. Câți bani? 900.000 pentru Gabriel Simion. Nici nu știu, hai să vedem, hai să-l punem în Transfer Hub, vedem, nu știu ce să spun. Chiar e promițător, dar sumele alea, nici nu știu noi cât avem transfer, cât avem suma de transferuri, 2 milioane sau ceva de genul, adică nici măcar ce, cumpărăm un singur jucător, nu știu ce să spun. Ok, meciuri jucate, hai să mergem să jucăm împotriva lui Dinamo, avem deja câteva meciuri deja jucate, Universitatea Craiova a câștigat, CFR Cluj a câștigat, Astra, Sepsi, FCSB, toți au câștigat deja, noi trebuie să jucăm cu Dinamo, să fie un meci greu, băieți, nu am ce să spun, Dinamo, râdem noi, glumim, dar Dinamo e greu, e chiar greu să-i bați. Ok, hai să vedem, cu Dinamo București, Viitorul versus Dinamo București, arbitrul centralul este Dragoș Tismăneanu pe Town Park, nu știu care este numele stadionului lui Viitorul în viața reală, dar mă rog, suntem pe Town Park aici, la Ovidiu este
Avem Viitorul vs. Dinamo București, primul meci în această carieră cu Viitorul Constanța în Liga 1. Hai să vedem, o să fie foarte, foarte interesant. Avem primul meci, băieți, primul meci așadar, Viitorul Constanța vs. Dinamo București, la Viitorul acasă. Avem mare încredere în echipă și toată lumea vrea să vadă ce o să se întâmple, ce o să aducă, ce plus o să aducă acest nou antrenor de care n-a auzit nimeni, un antrenor care a venit de nicăieri, acest George Ștefan, nimeni nu știe ce poate, el o să spere să demonstreze, să le demonstreze tuturor că a fost o decizie bună din partea managerilor. Ok, a început meciul, este Ganea, atacă Viitorul Constanța de la stânga la dreapta și ei sunt în posesie acum, este Ghiță, Achim. Deocamdată este un atac promițător, este o pas pentru Rivaldinho, stați puțin, Rivaldinho n-a fost jucător la Dinamo. Mi se pare, parcă n-a fost în meciul acela cu Dinamo versus Athletic Bilbao. Rivaldinho să scoată, să dea acel șut de la distanță, fantastic, am fost la meci, cred că Rivaldinho era, nu? Ok, Iancu, nou, pierde în fața lui Sin și Lazar, pornește contra-atacul, Mrziac. N-am știut niciodată cum se pronunță acel nume, dar Mrziac este Lazar, un contraatac periculos din partea lui Dinamo București în minutul 9. Nimic nu s-a întâmplat încă în această partidă, niciun șut măcar din partea vreunei echipe și o pasă foarte, foarte rea și Dinamo pierde posesia fără vreun motiv foarte clar. Sau foarte bun cel puțin. Artean pentru Ghiță. Viitorul trebuie să meargă în față. Viitorul ar beneficia, ar vrea să înscrie foarte, foarte repede. Hai să vedem, Rivaldinho îl vede pe Ganea în partea stângă. Ganea se duce în față, Ganea intră în careu. Ganea, să vedem ce intrare o pasă. Nu se poate, nu știm la ce s-ar fi așteptat Ganea să se întâmple de la acea pasă. Cu acea pasă, Montini, să vedem contraatacul, probabil ucigător, poate ucigător, dar este offside din păcate la Lazar. Ce-ar fi fost să se ducă Dinamo pe contraatac și să înscrie primul gol în această partidă? Este însă o poziție afară din joc și avem posesie pentru Viitor Constanța, care se duce încă o dată pe faza de atac cu același Ganea. Ganea, să vedem. Artean în spate, pasează pentru Chițu. Chițu pasează pentru Artean, Mrziac. Și să vedem acum ce face defensiva lui Dinamo, Pulisic. În sfârșit, o intervenție bună. Este Sorescu, a stat atât de mult să gândească la acea fază, dar până la urmă a intervenit foarte bine fundașul lui Dinamo să înlăture pericolul. Să vedem Mrziac. Este pentru Sin cu centrarea, nu îmi dau seama dacă a fost o centrare sau un șut, dar un lucru este sigur, a fost o execuție ratată. Avem o confirmare, Sanei la Barcelona. Sanei pleacă la Barcelona de la Manchester City pentru numai puțin de 80,9 milioane de euro. Un transfer interesant. Trebuie să urmărim Barcelona să vedem cum se va integra Sane, un jucător senzațional, beneficia orice echipă de el și se duce la Barcelona, un transfer cam neașteptat, chiar nu m-aș fi gândit la ceva de genul acesta, Sane la Barcelona, foarte interesant, să vedem și Real Madrid totuși, ce o să facă, dar iată ce șut, ce centrare și Montini să înscrie 1-1 în fața portarului și Viitorul nu începe deloc bine, este Dinamo care deschide scorul. Șut pe centru, n-avea ce să facă portarul sincer în fața lui Montini. Era imposibil, uite aici, imposibil, ce reacție să fie avut. Niciun portar din lume nu putea să scoată acest șut. A fost imposibil, din cât era acolo, 3 metri, 4 metri. Ce poți să faci? Ce poți să faci și Dinamo înscrie la Viitorul acasă? Ce catastrofă, un debut oribil pentru noul manager. Un debut oribil în Liga 1. În primul rând, pentru Viitorul, nu este deloc în regulă ceea ce se întâmplă aici, dar o centrare senzațională, trebuie să vedem reluarea, o centrare incredibilă și un șut care nu i-a arătat milă portarului. Să vedem pe Rivaldinho, le cunoaște toate secretele, Rivaldinho, cunoaște toate secretele lui Dinamo, să vedem dacă va folosi aceste informații în această partidă să facă diferența. 80 minutul 28, 1-0 în continuare pentru Dinamo, gol înscris de Montini.
Să vedem acum, Dinamo în continuare, Montini, singurul marcator al golului deocamdată. 29 de minute s-au scurs din această partidă și este 1-0 numai pentru Dinamo. O pasă prea puternică pentru Lazar și avem încă o dată posesie pentru Viitor Constanța, care trebuie neapărat să vadă, să vină cu o soluție și managerul George Ștefan trebuie neapărat să gândească la o schimbare de tactică, poate și de efectiv, de formație. Pentru că nu, ceva nu este tocmai în regulă, ceva nu este, nu merge bine, dar iată pasă și Rivaldinho înscrie 1-1 în minutul 32, Viitorul Constanța reușește să înscrie gol legalizator, minutul 32, o reacție destul de rapidă a Viitorului Constanța, o pasă fantastică de pe flancul stâng și 1-1 în fața portalului, ce 1-1, era singur acolo cu poarta goală aproape, iată reluarea, o incursiune acolo în care o pasă super simplă la 6 metri, 5 metri aproximativ, numărul 7 înscrie pentru Viitorul. N-avea nicio șansă portarul acolo, a fost o problemă de defensivă, portarul nu poți să-i reproșezi nimic, niciun portar și iată reacția lui George Ștefan, incredibil golul și incredibilă performanță a lui Rivaldinho. Cred încă faptul că acesta este fostul jucător al lui Dinamo, cum am spus, le cunoaște toate secretele Rivaldinho și a știut, este omul potrivit la momentul, la poziția potrivită, acolo să obțină acea pasă de la extrema stângă a Viitorului. Așadar, 1-1, nimic să-l despartă pe aceste două echipe în 32 de minute, 34 chiar. Ok, hai să vedem, este Ganea. Ganea încă o dată încearcă pe această parte, unde este Chițu, să vedem, oare va da un alt assist, oare va avea un alt assist, o pasă în spate, este Ganea cu șutul, Doamne Ganea, ce se întâmplă, o revenire spectaculoasă de la 1-0 în numai câteva minute, 2-1 pentru Viitorul Constanța în fața lui Dinamo, un adversar foarte greu, dar acasă în fața propriilor fani, nu dezamăgesc băieții la Viitorul, este 2-1 în fața unui adversar atât de puternic. Trebuie să se concentreze foarte bine Dinamo, să nu ia atâtea goluri atât de repede, să nu ia mai multe goluri în această perioadă, că nu se concentrează deloc pe partea de apărare, dar și ce șut a dat. Portarul poate ar fi putut să scoată acest șut, n-a fost chiar atât de rău, dar a fost puternic totuși. N-a fost șutul chiar atât de bine plasat, la asta mă refer, dar Cristian Ganea, minutul 37, înscrie pentru Viitorul Constanța. Incredibil, 2-1, cine s-ar fi așteptat? Când am văzut 1-0, mă gândeam că Viitorul chiar o să aibă mult de lucrat pe viitor, credeam că acest meci o să, toate punctele din acest meci se vor duce către Dinamo. Sigur, meciul nu s-a terminat, dar în orice caz, o performanță extraordinar din partea băieților lui George Ștefan și avem 2-1 deocamdată în minutul 40. Este încă mult timp în acest meci să se întâmple chiar încă o răsturnare de situație, dar deocamdată sunt foarte mulțumit de ceea ce managerul Viitorului sigur este foarte mulțumit de performanța băieților săi. Iar fanii sunt foarte fericiți de această revenire spectaculoasă. Un gol venit foarte rapid din partea lui Dinamo le-a dat puțin emoții, dar iată că au reușit să găsească concentrarea necesară să revină în meci, este 2-1. Hai să vedem, este Fabrini cu o pasă, se duc în flancul drept, însă o intervenție foarte bună din partea fundașului îi pune pe contraatac pe cei de la Viitorul, cu Chițu care pasează în centru pentru Artean pentru Rivaldinho, Ciobanu nu prea l-am văzut în acest meci și Pulisic, cine este acel jucător? N-am să vă chiar, trebuia să mă uit înainte, dar mă rog. Lazar, Fabrini, Montini, singurul marcator pentru Dinamo, o centrare, cum am mai spus, fenomenală și a reușit să înscrie easy tap, cum se spune, dar Costrina cu altă centrare, chiar parcă insistă Dinamo cu aceste centrări, este o strategie interesantă, a mers, a funcționat odată, de ce n-ar funcționa încă o dată în această partidă și să vedem centrarea pentru Lazar, șutul este anemic, portarul se descurcă foarte bine și avem un corner în minutul 50 în prima repriză, minutul 50, Căbuz boxează și ce se întâmplă? Minutul 50 și cât prângește arbitrul?
Dragoș Tismâneanu pune capăt acestei prime reprize. Este 2-1 pentru Viitorul. Îl avem în imagine, desigur, pe Cristian Ganea, ultimul marcator în această partidă, care a înscris pentru 2-1, numărul 22. Și avem și aici statisticile. Mântini, minutul 22, înscrie pentru Dinamo, după care Rivaldinho și Ganea înscriu în minutele 32, respectiv 37 pentru Vitor Constanța, să revină în această partidă și să meargă în avantaj, practic. Ok. În același timp se va juca astăzi Gazmetan Medeș și Chindia Târgoviște. Este un meci interesant. În principiu, Gazmetan Medeș n-ar trebui să aibă o problemă neapărat cu Chindia Târgoviște. Ar trebui să fie o victorie clară pentru Gazde, însă rămâne de văzut, nu se știe niciodată, este Liga 1, orice este posibil, mingea este rotundă. Gata, băieți, suntem pregătiți de a doua repriză, Viitorul, așadar, Viitorul versus Dinamo București, 2-1. În 45 de minute, nicio schimbare efectuată la pauză pentru Viitorul Constanța, arătând că George Ștefan are încredere în primul lui 11. Să vedem, este offside aici la Sorescu, foarte, foarte grăbit să se ducă în față să înscrie golul legalizator pentru Dinamo. Însă surprins într-o poziție de offside, este Ciobanu pentru Iancu, încearcă Viitorul să se ducă încă o dată pe flanc. Este cu Iancu, Iancu pasează pentru Ciobanu. Presiunea lui Dinamo îi face pe cei de la Viitor să joace, să încerce un joc de posesie aici. Să încerce un joc de posesie ca să nu piardă balonul fără un motiv bun. Să vedem, este Artean, Ciobanu, Artean încă o dată, tiki-taka, Viitorul Constanța în aceste momente pasează foarte mult în afară, Caroli încercând să găsească o gaură în defensivă. Să încerce să își dubleze avantajul, dar Pulisic... o intervenție foarte bună, fundașul cu o intervenție excelentă. Este Ciobanu cu pasă, dar fără o destinație clară. Și Dinamo îndepărtează pericolul, însă mingea ajunge încă o dată la Viitorul Constanța. Nici o ocazie clară în această a doua repriză. Este minutul 55 deocamdată pentru... deocamdată încă 2-1 pentru Viitorul Constanța. Să vedem acum o pasă fără o destinație clară. Boboc să recupereze și pasează în față, încercând să pornească pe acest atac. Oh, dar ce pasă greșită din partea lui Ganea și oferă această posibilitate de contraatac pentru Dinamo București. Este Sorescu care se duce pe partea dreaptă. Sorescu, să vedem centrarea, o centrare mult prea puternică. Boboc recuperează, însă centrarea, oh, Doamne, dacă ar fi fost, dacă ar fi ajuns la laser sau acel vârf care era într-o poziție foarte bună, nu era marcat, nu era nimeni acolo, dacă ar fi ajuns pasa la el, era 2-2, 100% sigur, 100% sigur era 2-2, dar Dinamo trebuie să mai aștepte până la acel moment. Este minutul 62, timpul să scurge în favoarea celor de la Viitorul, care încă au avantajul și încearcă totuși să înscrie un gol care să le oferă un plus de confort. Este Fabrini Montini, un contraatac periculos din partea lui Dinamo. Ce pasă dă pentru Sorescu! Sorescu se duce în față, pasează pentru Montini în spate, Sorescu primește încă o dată, pasează și Fabrini cu un șut bun, însă a fost blocat foarte bine de acel fundaș care se afla într-o poziție excelentă, excelentă. Minutul 65, încă așteptăm primul atac promițător al lui Viitor în această a doua repriză, chiar non-existenți, chiar n-au existat deloc în atac, Răuță să fie schimbat. Este o schimbare interesantă din partea lui Dinamo, intră Filip în locul lui Răuță. Să vedem, o pasă direct la adversar, Mârșilac. Să vedem, Lazar cu o pasă cu călcâiul, impresionantă, însă, per total, inutilă, pentru că au pierdut, nu numai inutilă, dar au și pierdut posesia. Este o pasă acum pentru Iancu, urmărit de Sin. Iancu se întoarce, pasează în centru. Este Ganea. Ganea la margine, care nu îi pasează în spate pentru Artean. Artean, Rivaldinho, a înscris o dată deja în această partidă, ar putea să o facă încă o dată. Este Artean. Artean la margine, care o lei. Pasează foarte mult. Viitorul Constanța încearcă să găsească o cale și șutul lui Ciobanu. Bara, incredibil, bara transversal, bara încă se zguduie. Oh, le-a trecut glonțul pe lângă ureche celor de la Dinamo, un gol acum ar fi făcut, ar fi distrus șansele lor, considerabil. Ar fi fost incredibil pentru Viitorul să aibă un avantaj de două goluri în această
partidă, în acest minut 73-74, în aceste ultime secvențe ale partidei, aceste ultime 20 de minute, dacă Viitorul ar fi avut 3-1, cred că s-ar fi terminat. Ar fost foarte dificil pentru Dinamo să revină de la un asemenea avantaj. Cu toate acestea, Viitorul încă mai crede în șansa lor de a duce scorul la 3-1, dar vin Ganea, nu poate să realizeze dubla Ganea, nu încă, un șut cu piciorul stâng. Se duce peste poartă, incredibil, în numărul 22 și Piscitelli scapă cu brio. Să vedem, este Lazar, Fabbrini, Filip. Minutul 78, Fabbrini pasează în partea stângă unde este Lazar. Dinamo crede în șansa lor de a obține un punct în această partidă. Mârgelac! Sau Mârjiliac, abar, nu sunt sigur care este pronunția. În orice caz, iese din teren Mârjiliac și intră pe teren Popa pentru Dinamo. Popa, să vedem dacă va reuși să facă diferența, să aducă un plus de poate creativitate și poate chiar și viteză pentru Dinamo. Au nevoie de un moment de sclipire din partea unui jucător sau poate din partea întregii echipe pentru a reuși să revină în această partidă. Incredibil cum Dinamo a avut avantajul în prima repriză și au reușit să îl piardă atât de repede. În doar câteva minute, Viitorul nu numai că a egalat, dar a și înscris golul care le-ar putea aduce victoria, le-ar putea aduce primele lor 3 puncte din această ediție a Ligii 1. Minutul 84, altă oportunitate ratată de Dinamo. N-a fost cea mai bună fază de atac creată de Dinamo în această partidă, însă n-au avut succes. Ei încă încearcă, dar trebuie să vină cu o soluție mult, mult mai bună. Ceva nu merge, asta este clar. Nu merge pe partea de atac și pe partea de apărare, în prima repriză cel puțin, chiar nu a mers nimic bine. A fost un moment de confuzie, un moment de lipsă de concentrare. Inexplicabil ce s-a întâmplat, sincer. Inexplicabil, 2 goluri luate în 3 minute, 4 minute sau ceva de genul acesta, 5 minute, nu știu, foarte puțin timp, 2 goluri înscrise de Viitorul. Cred că în 5 minute, dar iată această fază, este offside totuși, Fagnol este sus, este offside. Ok, am terminat meciul, băieți, 2-1, pentru că am avut o problemă acolo cu microfonul, dar e ok. Ok, 2-1 împotriva lui Dinamo în primul meci al Viitorului. Să ne uităm la clasament foarte repede. Iată aici Viitorul pe locul 5, golavrajul nu prea ne ajută pentru că am avut doar 2-1, doar o diferență de un gol. Universitatea Craiova a spart în meci soare, 4 goluri înscrise, 1-ul luat, deci 4-1 pentru Craiova, 3-0 media. Și hai să ne uităm și la ce s-a întâmplat în această prima etapă. Deci Sepsi 2-1 la Voluntari, CFR Cluj câștigă acasă 2-0 cu Politehnica Iași, Astra Giurgiu se impune în fața lui Botoșan acasă 2-1, FCSB câștigă 1-0 cu Hermannstadt la FCSB acasă, Universitatea Craiova, cum am spus, 4-1 împotriva Academicii Clinceni, da, simplu, Viitor Constanța vs Dinamo, desigur 2-1. Gol înscrise de Montini pentru Dinamo, minutul 27, după care o revenire spectaculoasă din partea lui Viitorul Constanța cu Rivaldinho, golul fostului jucător de la Dinamo. Rivaldinho înscrie minutul 32, după care Ganea
înscrie în minutul 37 pentru Viitorul să aducă cele 3 puncte pentru echipa noastră. 3-0 pentru Gazmetan împotriva Chindiei Târgoviște, da, destul de simplu, m-aș aștepta la așa ceva. Așadar, noi suntem pe locul 5, dar oricum este începutul campionatului. 7 echipe cu 3 puncte, 7 echipe care au câștigat în prima etapă. Este vorba despre Universitatea Craiova, Gazmetan Mediaș, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Viitorul Constanța Sepsi și FCSB, desigur. Dinamo București pierde, însă sigur își vor reveni în curând. Ok, altceva ce să mai spunem este, avem niște transferuri aici pentru Manchester City, pleacă de la Manchester City, doi jucători foarte mari, Sane se duce la Barcelona pentru 80,9 milioane de euro, în timp ce Gabriel Jesus pentru 49,6 milioane se duce de la Manchester City la Leipzig. Foarte interesant, iar Romagnoli pleacă de la AC Milan către Valencia pentru 57,9 milioane de euro. Foarte interesant faptul că Romagnoli este mult mai scump decât Gabriel Jesus, 7 milioane, ceva mai mult de 7 milioane de fapt de euro. Diferența între Romagnoli și Jesus, foarte interesant, foarte interesant. Hai să vedem și ce spune presa din România. Dinamo ratează șansa de a înscrie golul egalizator împotriva Viitorului Constanța. Desigur, desigur, FC Dinamo a fost aproape de a înscrie golul egalizator împotriva lui FC Viitorul, însă Perovic, încercarea lui Perovic nu a rezultat într-un gol. Foarte interesant. Toată lumea este mulțumită de acest nou antrenor al lui Viitorului Constanța. Fanii sunt mulțumiți de succesul de la debutul la Viitorul Constanța lui Ștefan, al lui George Ștefan. Ștefan successfully started his reign at Viitorul with a win in his first Liga 1 match in charge. Fans are becoming optimistic about the future and the current season. The lads have given me 100% and that's all I can ask for. Four from my players. Their attitude has been first class since I've been here and hope they keep on going. Deci, desigur, mulțumit și antrenorul de echipa sa, au dat efortul, au oferit efortul maxim și au reușit să câștige meciul împotriva lui Dinamo, un meci dificil de altfel. Chiar toată lumea este mulțumită de prestația lui Viitorul, managerul este fericit, fanii sunt fericiți, totul a mers excelent pentru Viitorul Constanța la debutul lui George Ștefan la această echipă. Și desigur sunt pe primul loc la egalitate cu alte 6 echipe, 3 puncte, sigur golaverajul este în favoarea Universității Craiova, dar mai avem mult în acest campionat, avem 14 echipe, avem 26 de meciuri, o să fie destul de dificil pentru noi, dar o să vedem cum este. Nu m-aș fi așteptat totuși chiar 7 echipe să câștige primul meci, 7 echipe. Ok, m-aș fi așteptat să văd mai multe egaluri totuși, dar în fine, nu, următorul nostru meci în această săptămână va fi împotriva Chindiei Târgoviște, deci o să fie un meci destul de simplu pentru noi, ar trebui să fie destul de simplu pentru noi. Chindiei Târgoviște, dacă nu mă înșel, a pierdut cu Gazmetan sau cu cineva, a pierdut 3-0, adică Chindiei Târgoviște ar trebui să fie un meci foarte ușor pentru noi, m-aș aștepta la un 2-0, 3-0 pe acolo, poate chiar un 4-0 ca să luăm un gol averaj considerabil, să fim și noi pe primul loc de la începutul campionatului, ar fi senzațional, însă competiția este destul de puternică. Vedem și aici golgheterii acestui început de campionat, Astra Giurgiu cu Răduț, 2 goluri pentru Astra Giurgiu, după care Bărbuț cu 2 goluri și Ștefănescu tot cu 2 goluri de la Sepsi, Sfântul Gheorghe. După care avem multe persoane care au scris un singur gol, Deac, Dumitru, Noiere, Țucudean, tot felul de jucători. Avem de la Viitorul numai Rivaldiniu și Ganea, desigur. Vom vedea, o să încercăm să luăm și golgheterul acestui campionat. Desigur, bine, în general, echipa care câștigă campionatul are și golgheterul, în general, vedem ce se va întâmpla. În ceea ce privește asisturile, avem și noi doi oameni care au dat asist, Chițu și Ciobanu, deci mult creditul trebuie să se ducă și pentru ei, pentru că ei au oferit pasele de gol, Chițu și Ciobanu, desigur. Iar în ceea ce privește clean sheet, numai 3 echipe deocamdată în această primă etapă au obținut victorii la 0. Este vorba despre Gazmetan Mediaș, CFR Cluj și FCSB. În ceea ce privește cartonașele galbene, foarte multe cartonașe galbene deja în prima repriză, prin prima etapă a campionatului, 13 cartonașe galbene arătate deja, dar este vreun cartonaș roșu, niciun cartonaș roșu încă, să sperăm că noi vom fi suficient de fair play încât să nu avem așa ceva, să nu avem parte de cartonașe roșii.
Nu, nu o să vedeți niciodată cartonașul roșu din partea lui Vitor Constanța, decât dacă nu cumva o să ne fure arbitrii. Nu există așa ceva, nu există. Nu există. Ok, mai avem meciul împotriva Chindiei Târgoviște, o să fie foarte interesant, însă îl vom lăsa pentru următorul episod. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat, băieți. Dacă n-ați făcut-o deja, dați subscribe la canal, apăsați și pe acel clopoțel ca să fiți notificați când o să postez lucruri noi, o să postez videouri noi și, de asemenea, considerați să intrați și pe TikTok pentru niște videouri amuzante din FIFA. Și încă o dată mulțumesc pentru că v-ați uitat și urmăriți-mă data viitoare pentru a vedea viitorul viitorului. Ok, mersi și la revedere!